Dumnezeu să vă binecuvinteze oriunde v-ați afla. Astăzi, destul de rece afară, ghiocei totuși vor să iasă, deci s-au încăpățânat să iasă ghioceii mei. Uitați ce frumoși sunt ghioceii mei. Am ieșit un pic la aer curat. Să vedem cum e și pe aici, pe afară. Și acolo bate vântul. Ăsta subțire. Minus 3 grade. Valea este... să vedem. Că n-am fost. Dar soarele arată foarte bine, dar vântul e foarte sub vântul e cu dinți. Ne mușcă, mușcă de mânuțe. Așa. Și valea este foarte mică. Și am avut și eu o întrebare că de ce nu ne luăm apă de aici pentru menaj, pentru că nu-i apă de izvor aici, deci nu aici o izvorit o apă și curge pe aici, nu, se deversează din lacuri, deci apa asta, și când dă drumul la apă ca să fie mai mare, atunci apa destul de tulbure, deci ar fi bună pentru a spăla mașina sau da grădina, dar nici într-un caz să o ducem în casă pentru us casnic, sau cum să zic, da. Nu? Deci nu vrem să luăm... Folosim la betoniere, la beton. La... Da, da, da. Exact pentru așa ceva, dar nu să o ducem în casă. Nu ieși din murdare, da? Da, totuși, na. Bun, astăzi avem... un plan cu mașina de spălat, să ne punem butoi peste el, să spălăm acolo haine. Am un filmuleț anterior în care am arătat cum am spălat până acum hainele și acum schimbăm un pic metoda, dar în principiu, deci fără legare la, deci nu suntem legați la apă. Și spălăm cu mașina de spălat automată altfel decât cum prevede cartea, ca să spun așa. Dar e ok, eu am mai spălat așa și anii trecuți, nu se întâmplă nimica. Da, mizeria a apărut pe valea asta, dar noi nu am lăsat așa. Și parcă s-a adâncit valea, cred că a fost ape mari azi vară. Au fost ape mari azi vară. Da, care nu au fost. Deci nu... Bine, noi n-am știut pe fund ce... Noi cam pe aici nu i-am fost. Așa s-a mai adâncit. Da, s-a adâncit. Că acolo în spate, acolo e plin de tot felul de vegetație. De nu poți intra. Aici unde am curățat la noi, vezi? E curățat, e fain. Da. Da. Bine, acolo aici eu l-am curățat că l-am lăsat așa. Hai, incredibil. Asta de unde a apărut și ăsta, nu știu. Ce? Un reșou de la vechi. Reșou? Da. A apărut aici? Da. Trebuie să vedem. O spălat apa. Am înghețat, nu pot să scot. O spălat, nu pot să scot. Ne, asta nu a fost aici, un reșou de la vechi. A fost apă și a spălat malul. Da, noi n-am văzut asta până acum. Scoate tot felul. Uh-huh. Da, dar greu cobori acolo, era să fac o baie acum, mai înainte. Nu, acum pe înghețat vine ce umbla pe țigle, ea nu, da. Nu plăcut nici acolo. Da. Dar nu, ce să fac? N-am ce să fac. Bă, da, da, asta nu o să o mai folosim deocamdată. Numai dacă ești afară și murdar pe picioare sau când lucrăm afară să nu intrăm în casă. O să o ridic. Dar o fac mai înaltă. O să facem mai înaltă. Și camera de supraveghere e foarte bine acolo. Ce televizor era ăsta? Păcat că nu mai merge. Nu e foarte vechi televizorul ăsta, dar totuși e ediție veche. Dar nu e de din vremea comunismului. Ui, televizorul ăsta. Asta o să las așa, că atunci nu mai vine vegetația aia aici la noi. Bun. Rămâne vegetația, rămâne cu ea. Da, ca să nu urce da, sus... Ăsta e interesant, cum era bine astăzi?
să mă apuc să tai din început. De asta de... Da. Uh-huh, dar nu, astăzi avem altă treabă, un pic, un plan, pentru că și foarte frig. Da, și suflă vântul ăsta. E vorba de frig, e vorba că trebuie vin. Mersi la oraș. Trebuie cumpărat. Vin copiii în coace. Da. Și să ne terminăm treaba. Treaba. Și da. O să mai fie zi de plictiseală când să faci. Plictiseală? Bun, să continuăm. Deci ne-am achiziționat un butoi. Da, un butoi de, să vă arăt, de 60 de litri. Va fi pus pe mașina de spălat. Ce spui, dragul meu? Nu. Cum nu? N-am spus nimic. N-ai spus nimic? Nu. Deci 60 de litri și va fi găurit cu, să vedem, burghiu. Burghiu e cam mic, că ține un pic mai mare, dar... Da, să vedem. Vedem, voi să fac un pic de gaură și poate ăla poate să-l înfileteze ea. Hai să vedem burghiu. Și trag nădejde, uite, burghiu de lemn. E burghiu de lemn, dar poate că funcționează. Era bun o carotă, o freză, o ceva. Era o frezez, bun. Să frezez. Da. Am și cutter. Uite, dă-i de acolo, te rog, cutter. De acolo. Cutter, uite-l. Așa. De acolo. Deci aici se va face gaura. Pune-l acolo. Electricianul meu aici lucrează. Leagă firele pentru bec, pentru că am pus acolo o improvizație. Te rog să-mi ridici ăla un pic mai sus. Da. Că nu... Becul ăsta și becul. Da, și becul ăsta. Pentru că avem întrerupător cu două... Cum se cheamă? Două între... Cu două întrerupătoare. Un întrerupător cu două întrerupătoare. Da. Da. Asta e electricianul meu. Îl cheamă Timotei. Nu, nu e acolo. Corect. E al lui Madi. E al lui Madi acum, da. Scuze, Madi. E ok. Bun. Merge mai departe. Sunt făcut cu ăsta și după aceea... Hai, normal, că dacă nu se faci. Da. Hai să vedem. Trebuie să țin eu de butoi? Nu trebuie, că dar e... Bun, de găurit s-o găurit, dar e prea mică gaura. Vă duc să văd, poate că găsesc, am avut eu ceva ce am adus din Franța. Să, vedem, să vedem robinetul. Poate că e freză. Robinetul. Uite cât e robinetul. Și poate că acolo găsesc un pic de freză. A, nu? Și trebuie gaura mult mai mare. Da, dacă nu, încercăm mai mic și nu prin filetare. Da. Și atunci se prinde să țină. Dar cu burghiu nu poți să-l totul dai așa pe margine să mărească, nu, nu se poate. Nu, hai de apoi zici că iară, hai să vedem. Deci, apeși pe unul, să aprinde ăla. Și întrerupătorul de pe partea aia. Dar ăsta e aici. Pentru că stângul e ăla și primul e ăsta. Așa trebuie. Da. Bun. Bun. Vezi? Cine știe, știe. Se pricepe. De meserie. De meserie. Bun. Serie te alesc. Corect. Botăm la loc și Doamne ajută. Așa. Deci asta știam și eu. Și pe la urmă le dibuiam. Pentru că când am fost tânără, toate astea eu le făceam. Corect. Din trei cabluri, din trei găuri, până la urmă la tele învârteai până... Păi să știi. Păi să știi că le nimeream. Când a fost tânără, prize, întrerupătoare, dulii, astea tot eu le... Pare că nu-i dreaptă. Să văd dacă așa câș. Să zicem dacă putem să punem altă. Că se poate de drept. Amu, cât se poate. Da. Și butoiul acela va fi montat aici pe mașina de spălat.
ca să avem apă prin cădere. Are 60 de litri și să punem un robinet ca să curgă apa direct aici în sertar. Sau m-am gândit și la varianta să legăm furtunul. Da, pe electric la furtun și mai dai drumul, numai punem robinetul. A, nu știu dacă merge. Da, vedem, arba, vedem, vedem. Și la WC avem acest dispozitiv. Da, numit cană. Cană. Și aici noi nu tragem apa, că o împingem. Corect. Nu? Se poate spune așa. Deci, luăm apa de aici. Așa. Și turnăm. Exact așa. Și funcționează. Să știți că funcționează ce trebuie. Deci merge de acolo până unde trebuie. Până unde trebuie. Exact. Temperatura în baie fără sursă de căldură. Avem 20 de grade. Umiditatea îi 43. Bun. Aici deja e aproape gata jucăria. Da. Dar nu e bine, dar cred că e invers. Nu, să ce trebuie să vină. Acolo trebuie să vină. Da, merge. Merge mintea la băiatul, la se băiat. Se vede, vezi așa se vede că e aprins. Da. Merge mintea la băiatul. Deci, te pricepi. Așa, de 5. Hai să punem mai mult un pic. Păi o să punem ceva aplică, o să cumpărăm și acolo. Da, și acolo. Și să știi că prin asta mi-ai dovedit că asculți, că ești urmăritorul meu fidel și ai venit prompt. Deci te-ai uitat la filmule și ai și zis, mama, mă așteaptă. Exact. Păi prin asta am și spus în filmuleț că prin asta îl verific dacă mă urmărește. Și vă mulțumesc. Doamne ajută. Doamne ajută. Desenul e perfect și eu nu m-aș risca cu cuțitul. Nu, dar eu o să încerc să mă duc. Și mai ales că mi-am pus ochelarii. Atunci da, atunci merge. Bun. Nu e foarte bun, dar hai să vedem dacă poți să le filetezi, că suntem băieți. Hai să vedem. Wow. Să mă stai așa să rămână. Of. Bun. De la nu se împinge. Nu știu, este că poți să-l bagă așa, știi? Și tu ce garnitură pui pe spate, știi? Da. Păi fac o loc cu apă. Așa mă gândesc. Da. Bun. Bagă un filet acolo. Ce vom vedea? Prezentați-mi cum punem garnitura asta. Ce parte? Are o parte? Nu, nu cred. Pune-l să ăla pe cap, dacă nu cu lumină. Nu are treabă, dar eu am ochii de bun. E drept. Unu. Cam câțiva copii cu ochi foarte... Cam câțiva toți. Nu toți, nu vorba de daltoniști. Exact, da. Eu nu daltonist, tu ești partea bună. Dar să știi că voi care aveți probleme cu ochii nu sunteți discromați, cum ar veni, că așa se zice. Ai ochi bun și Sami. Aia care văd bine, îs discromați. Exact. Deci Iosif vede bine, dar nu vede culorile. Eu nu văd bine, dar văd culorile. Da, nu, ai mult să nu le iei pe toate. Păi, da. Mă, Fane, care chiar o reușit în viața asta. Da? Fane, toate le-ai? Păi Fane, le-ai și vede culorile și face și comandă de ochi. Da. Eu mi-a dat Dumnezeu să mă cu ochi. Mă, în teorie... Nu ar trebui să curgă. Așa zic și eu. Și e foarte bine pus. Da. Na, stai și eu. Hai să vedem. Acum ai închis. Bun, mă duc să iau un pic de apă. Hai să mergem, hai că stai că mi-e și o cutie. Dă-mă, să-mi iau, să mă îmbrăc bine. Să pui apă. Trebuie un ștuț filetat. După ce ai filetat ștuțul, pui furtunul pe el și îl prinzi cu nilel. Și pe ăla curge apa, adică de are. Da, și pui acolo, așa frumos. Și unde găsește asta timpul tău? Nu, eu nu fac reclamă, că nu-ți nu faci reclamă la Leroy. Nu mă plătit destul. Și uite, și ăla.
Da. Scuze, nu știu cum uite. Dă butoiul. Crocs? Găsește acolo sub pânza aia. Acolo sub pânza aia sunt crocs. Scoate și la Madi. Și la tine. Mie eu am. La Madi, ascultă tot ce. Păi, s-am stricat treptele. Ai de mine, mă, trebuie să-mi faci alte trepte. S-am stricat treptele. Uite, ce nu timp ce mă încălțam. Stai așa că stai că se pare. Nu curge. Hai să vedem. Uite, am pia, am dat apă pe, dar nu. Da, 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 nu curge deloc. Wow. Și dacă îl pornim? Nu curge. Mai tare, nu-i bine. Are. Da. Bun, bun. Bine, nu uzăm apa. Nu uza apa. Punem prizări de electric și pe aia adormi ploaie. Da, da, da. Fain, fain. Nu merg cu el, vrei să merg cu el acolo? Dar e greu pentru Dan să o aducă. Așa este că ne gălesc cu apa atunci. Așa dată așa, așa este că gălesc. Că a fost vorba ca să îl verificăm afară dacă curge. Corect. Nu. Da, bun, hai să-l băgăm așa înăuntru să mergem după gălesc cu apa. Îl bag eu gol înăuntru, sau Madi? Merezi după găleț. Ia Madi, că dar numai nu-i greu, că are puțin apă în el. Are... Ia, las. Bun, na, hai că atunci vă aștept. Vă urmăresc să știe de unde vin și eu să știe de unde aducem apă, că am avut întrebări. Ia și gălețuța albastră de acolo. Dar încă, și eu ce car? Nu avem, că aia curată nouă e la baie. Și n-ai alte găleți? N-am, pe astea două, că am avut de băgalii de la spălat. Mi-am cumpărat găleți și altele. Vrem după apă. La fântână. Dacă pui cu găleata aia mică. Da, da, aia pot să pun și eu cu găleata mică. Nu mi-a cimat de cătula. Evacuarea mă întâlnită. După apă la fântână. Să vezi, dragul meu, de unde aducem apa. Adică iau eu apă, ia. Dă la trebuie. Cât e de plină fântâna? Acum e plină. Acum e plină. Uite lumea la noi, ca la mașină, ce fac ăștia la izvor aici. Bun. Ia? Bun, nu știe. Uite, te peitește glasul. Să vin cu gălătițe de copii. Nu era dumul. Da, trebuie întorsă. Bun. Și trebuie să pun o pânză sub ea. Dar cum o las așa când se golește? Hai, pun pânză. Dacă vrei. Butoi fixat unde trebuie. Apă îi aproximativ jumătate. S-or dus să mai aducă apă să umplem butoiul. Și teoretic ne putem apuca de spălat haine. Primul pas. Suflă un vânt foarte rece, chiar foarte rece.
Bine că e o rafală de te străpunge. Ai văzut pată la acolo la cârpă, nu? Nu, e uscat perfect. E bun. Da? E bun. Da, da, da. Ăla mă interesează. Uscat, uscat. Oi. Bă, ce? Ceva aș chide pe ceva. Da, e posibil. Posibil, posibil. Sperăm să facem așa că treaba bună, fără mare pierdere. Se tot de duce. Jucăriile. În jucăriile. Dar trebuie să le cumpărăm de le bune. Că am avut, dar nu, cu lucru și cu treburi pe aici mie, sunt mai fost utilizate în alte scopuri. Temperiat. Bine, au fost făcute curățenia ele, nu nimica, dar nu mai bună de băut. De băgat în pântână. Bun. Bun, bun, bun. Deci uite că acum este presiune, nu curge. Trebuie să și verificăm. Lăcrimează, dacă lăcrimează, lăcrimează puțin. Și a bine, hai să vedem. Nu curge deloc, nu curge deloc. Nu curge, nu lăcrimează, nu nimica. Dar în viitor mi-ar face să pot să-mi leg furtunul de alimentare. Aici, la ștuț. Da, vom face o șmecherie acum, și o să... Acum suntem în ăsta de... De probe. Da. Început de probe. Noi de când înainte totdeauna zicem provizoriu. Provizoriu. Facem provizoriu. Provizoriu. Noi tot provizoriu suntem, deci așa arată. Da. Și... Hai și... Pun la spălat o tură de haine. Pornim mașina. Bun, programul îi de rapid, că bag haine colorate și atunci bag pe scurt, tură scurtă. Așa. Bun. Tură scurtă de colorate. Așa se vadă, toată lumea că-mi spăl și hainele. Bun. Așa. Astea sunt albe, rămân. Bun. Asta nu ne mai trebuie. Punem detergent lichid. Pentru tură scurtă nu e indicat să pui pudră, că nu apucă să dizolve. Și punem... Așa, hai că pun asta, că nu e multă, trebuie să mai cumpărăm, ăla încă nu punem, bun, dăm drumul aici și dăm drumul la apă și lăsăm să curcă apa până nu mai cere apa. No, și de aia mi-ar place să o putem lega la furtunul de alimentare, că atunci așa trebuie să stau lângă ea. Da, tu faci cât trebuie. Da. Bun. Deja. Tot din cauza asta și soluția de limpezit, o pun da.
Și așa spăl eu haine, săruțiul legat la apă. Înainte, când era mașina aici în hol, atunci turnam acolo cu găletușa. Turnam apă și... Așa, cu găletușa, da. Da. Și normal, cartea zice că la o tură scurtă de 30 de minute îmi trebuie maxim 40 de litri de apă. La tură lungă? Îmi scrie cartea, nu m-am uitat la tură lungă. Nu știu foarte să vedem dacă ăla de aici s-a băgat. Bine. Cu noi. Da, că mi-am pus și cobor de la anti-vibrații. Da, și eu am de la casă. Da. Și atunci să vedem cât de bine îi... Ca, pe rol a fost un palet pus și... Juca. Nu tare, dar nu era chiar foarte fix. Și n-am mai lucrat la problema asta. Deci hainele se spală. Nu o să mai ceară multă apă. Pentru că la tură scurtă tot de-am trebuie și haine mai puține. Da. Bun, și așteptăm acum să spele hainele până pe la și 17 minute. Se vede acolo 0,24. Și dacă bine mi-aduc eu aminte, cam nu mi-aduc totdeauna aminte, după ce evacuează apa, după aia cere din nou și cam de... Cred că de două ori limpezește. Nu o să vă arăt toată procedura, dar o să vă explic pe parcursul operațiunilor. Începe să evacueze. Deci nu la și 17 minute, că la și 16 minute. Nu mai rețineam eu foarte bine. Gata, fără. Am avut fugi de 50. Deci era mai bine pe 40, când era mai ușor, acum la bani. Să așteptăm să evacueze apa. Și acum cere apa, dacă se aude. La prima limpezire nu cere apă multă. Iar acele apă. Deci cam așa spăl. Am timp să stau lângă 30 de minute decât să spăl cu mâna. Îmi convine să stau lângă mașina de spălat. Până ne luăm un adaptor, să pun la facerea de spălat. Să leg butoiul. Am început să stoarcă, pregătesc și soluția de limpezit. Și nu cred că face gălăgie, cred că comorașul îi ceea ce trebuie. Un pic mi s-a mutat, deci totuși un pic mi se mută. Un pic, o să vedem ce putem face. Dar cred că și pânza asta îi... care alunecă.
brun. Ia să vedem să cere apă, să auzim că cere apă. Da, te rog să cere apă. Se gândește acum. Cere apă, bun, exact cum știam. Așa. Punem soluția de nitrezit. Bun. Deci vine pânza, cred că trebuie ceva siliconat de care să stea mai bine. Exact, de putea nu l-ar rupe, pentru că joacă, un pic tot joacă. Cât e tare joacă, tare? Nu tare, dar joacă un pic. Vreau să iei prești de la care îl pui în față la iuvetă sau chestii de care are silicon pe jos. Da, ceva antiaderent. Sau și pe cârpa aia, dacă pui 4 benzi de silicon, să nu mai joace, știi? Ce trebuie, trebuie. Termina și de spălat hainele. Îl oprim din acest buton. Așa. Deschidem ușa și să vedem. Mi l-a scos aproape uscate. Mi l-a stors la 1200 de turații pe minut. Așa. Am terminat de întins hainele, aici pe hol, cum tragem perdelele astea ca să rămână căldura mai mult aici și oricum mi se uscă hainele până dimineața și n-am spălat chiar puține. Uitați! Bun, vă las cu această imagine, mulțumim pentru vizualizări. Să aveți o seară minunată și binecuvântată. La revedere!